era cel puțin pentru stand-up poetry, o actriță cu pedigree. Înainte să fie cu patalama la mână, a fost și a jucat, a dat cu subsemnatul în pelicule locale, după care a făcut și facultatea. Mai multe despre Ada Condescu aici. Stand-up poetry. Poezie pe radio. Ceară-ți, fraților. Bine ai venit. Bine v-am găsit. Întâi recităm. Eu nu mă căiesc că am adunat în suflet și noroi, dar mă gândesc la tine. Cu gheare de lumină o dimineață îți va ucide odată visul, că sufletul mi-e așa curat cum gândul tău îl vrea, cum inima iubirii tale îl crede. Vei plânge mult atunci, ori vei ierta. Vei plânge mult, ori vei zâmbi de razele acelei dimineți în care eu ți-o zice fără umbră de căință, nu știi că numai în lacuri cu noroi în fund cresc nuferi? Plaga. Ada Condescu. Și acum să spunem povestea. Înainte de asta stai așa. Stand up poetry. Da, ăștia sunt mai deștepți decât ceilalți. Da, vă reamintesc că o vedeți pe Ada chiar și pe pagina de Facebook a Radio Pungherile. E un streaming video live. Apropo de ce m-am filmat și mai devreme, înainte tu ai jucat, după care ai ajuns la facultate? Da, am jucat, dar, mă rog, în piese de teatru, apoi un film pentru TV Sang, pe care nu l-am văzut nici în ziua de azi. Nu? Cum așa? Nu. Păi, eram mică și cumva am pierdut urma... celor care l-au realizat, da, producătorilor. Da. Și nu l-am văzut nici până acum. Am întrebat oameni care știu că au lucrat și la filmul ăla, dar nu... Stai, și dacă l-ai căutat în varianta netradițională pe torenți? Păi nu, că nici mai știu numele, adică nu știu numele franțuzesc, eram între a șasea, deci... Wow, deci tu ai o realizare pe care nu ți-o poți trece în CV, sau trece acolo un film franțuzesc. Nu îl mai trec de mult, am vrut să-l trec la început, da, am zis, lasă. Și spune-mi de ce, inițial, tu vrei să pleci din țară. Păi am urmat liceul unei culce de aici din București, okay, cu secția bilingvă italiană. Am dat un bac internațional în italiană. Eram muncitoare, zilitoare de pe vremea aia. Și eram hotărâtă să mă duc să studiez limbile străine și, mă rog, la Roma. La Roma, da, la Sapienza. După care m-am răzgândit cu vreo două luni înainte. Te-ai răzgândit de bunăvoie sau a intervenit viitoarea carieră artistică? A intervenit așa în minte, în suflet, în, și bine, eu mă gândeam să dau la actorie cu mult înainte, după care am zis să fac ceva mai serios, cum ar fi să plec la Roma, dar bine că n-am plecat, mi-am ascultat instinctul. Da, corect, dar erai genul de elevă silitoare / tocilară? Doar asta... într-a 12, când mi-am dat seama că... Doar la sfârșitul liceului? Da. Wow. Dar tot a fost ceva, nu? Da, corect. Am luat bacul cu 9 și, deci... Și cu toate astea, tu ai dat în anul acela la actorie? Nu. Ba da, la 18 ani. Wow, și atunci apucasești să fii deja în filmul francez de care nu ți-aduce aminte, plus spectacolele de teatru. Da, da, niște spectacole. Dar tot așa, când eram în școala generală, în liceu, n-am mai făcut nimic... Nu s-au mai invit alte ocazii. Așa, iar de pregătit, în cât timp te-ai pregătit pentru facultate? Pentru un ATC? Păi am avut un test fulger în care mi s-a spus dacă da sau nu. Adică în sensul în care mai bine să mergi pe alt drum ar fi fost dacă... Dar cu cine ai dat testul ăsta? Cu cel care m-a și îndrumat și la care țin foarte tare, cu Florin Zanfirescu. El era prieten cu noi de familie de foarte mult timp și tata m-a dus la el și a zis: Florine, ia-o, vezi dacă e de ea, că dacă nu, n-are rost să... Sunt destui să actori. Să pierdem atâția ani. Și, și care a fost testul? Ce a constat? Asta e că nu mai știu foarte clar. Mi-a dat Florin un text, l-am citit așa, m-a pus să-l citesc cumva blank, să-i zic. Și... m-a mai pus el să mai interpretez așa un pic, dar foarte subtil, adică nu-mi spunea interpretează, nu-mi dădea cuvinte din astea să mă sperie. Și mi-a zis că am potențial și că urmează să mă pregătesc. Și în vara aia m-am pregătit așa cumva, mă rog, cu el și cu niște oameni. Automat și blagaul ăsta a fost validat de Florin Zanfirescu, nu? Cu el ai fost la, la examen. Da. Ai apucat să-l livrezi pe tot? Că e foarte scurt. Da. În timpul examenului, cine era în comisie? Păi în comisia de final erau cam toți oamenii din școală, adică de atunci, Colceac, Titieni,
Puiu Șerban, Velniciu, care mi-au fost și profesori ulterior. Și, nu știu, mulți. Era întuneric, eu nu-i vedeam. Deci, probabil da, că... După aia. Da, Radu Gabriel, Doru Ana. Dar erau foarte mulți. Era o masă pusă așa, era la Casandra pe vremuri. Și... ca o masă așa lungă, cine așa de taină, cam așa se vedea, iar chipurile nu le vedeai, auzeai doar reacții în ceea ce era groaznic. Păi tocmai, te copleșeau imediat. Da, și da. Numărul lor și numărul reacțiilor. Da, vreau să zic, într-un fel era bine că era întuneric, că nu le mai vedeai și expresiile de pe chip. Am înțeles. Băi, în ciuda faptului că tu mi-ai spus să nu spunem, să știi că ochiul de femeie e altfel față de ăsta de bărbat. Deja pe Facebook e o telespectatoare care spui, a făcut public deja. I-a scris. Las acolo. Bine, bine, continuăm. Stand-up poetry. Eminescu, tu i-auzi pe ăștia? Cu Ada Condescu. Numele de scenă. Urmează o poezie a lui Sorescu. De forță. Nu te sperii. Greu mă sperii. Omizi voi ultimi luciferi, cuper băloși pe trupul hâd, vă aud prin pomii fructiferi, croncănitoare ca și ieri, cum paște-ți frunza cât de cât. Aud, parcă se zbate bolta. În insomnii cu ochii vineți și o cuprinde dârzi revolta și geme lung prelung recolta pe care vreți să o compromiteți. Gândiți cu titva voastră mică să ne distrugă, nu speranțe. Aflați însă că nu-ni frică și mai aflați că la adică există chimice substanțe. Gândiți cu ale voastre titve, noi suntem multe ca un roi. Omizi, am înfruntat noi litve și le-am cântat prin veac molitve și acum o să fugim de voi? Nu, nu se lasă o avere sub laba voastră cea pătată, căci dragi mi sale noastre mere și dragi mi sale noastre pere, cum nu ne-ați fost voi niciodată. Noi țândăr ca pe o cărămidă vom face haita cea viclană, marș înapoi în crisalidă, s-o afle ori și ce omidă și însăși neagra coțofană. Wow! Ada Codescu! Și Marin Sorescu, ca să fie rima. Poetry. Da, sigur, bagă ăștia poezie la radio. Da, păi bagă. Așa, iar de mi la... Mi s-a spus că asta a fost o alegere foarte neinspirată. Atunci la... Da. De ce? N-au justificat. Ba da, că n-are nicio legătură cu mine, că nu e normală. Că... Păi da, da, trebuia ceva de forță. Da, da, e politică, e o parodie. E păi o... și ce dacă tocmai de aceea? Nu știu, dar am fost foarte dezamăgită pentru că eu am repetat-o... Era un contraamploa evident. Da, da, știu. Aș te spune asta la 18 ani. Da, asta a fost problema. Și ai fost cea mai mică din an, bănesc. Da. Nu mai țin minte, dar în general oamenii aveau 19 ani, dar erau mulți și... Mult mai mari, păi da. Se intra... Oricum, așa cum bănuiesc. Ceva mai greu. Așa, după facultate sau nu, în timpul facultății tu ai început să dai cu subsemnata în pelicule? În pelicule care au ajuns celebre? În anul 3, atunci am făcut prima filmare. Atunci am avut filmările pentru Fluier. Eu când vreau să Fluier. Da. Și ce a venit după aia, mă rog, e... Și am avut și înainte, dar pe teatru. Am jucat la Odeon, în epopeea lui Gilgamesh. Tot în anul 3 era, mă rog, am început repetițiile la sfârșit de anul 2. Și în anul 2 am jucat la Metropolis, Titania, tot în regia lui Dragoș Galgoțiu. Mulți oameni frumoși. Una dintre declarațiile tale erau că în liceu îți doreai să fii angajată la Odeon. Da. Nu ți-a ieșit. Nu mi-a ieșit. Da, da, de fapt am zis, da, nu mai știu exact ce am zis, dar vreau să joc, asta era ideea. A, și Odeon nu ți-a venit în minte pur și simplu. Bă, dacă e să fie... Nu, mă fascinează și mai ales atunci când eram mică, mă fascina teatrul, pentru că, nu știu dacă știi, se deschide, are o cupolă, se deschide, da. Vezi cerul, intră zăpada, în cazul în care e iarnă, și, mă rog, mi se părea așa foarte, foarte frumos. Ok, bine, poate acum auzi cine trebuie. Cu ocazia, după emisiunea, să primești un telefon. Da. Așa, și să vorbiți de cealaltă pasiune a ta, ce ai reușit până la urmă să o fructifici printr-o expoziție, fotografia. Da. Stai, când ți-ai dat seama? Că tu spui că de mică rezonai foarte tare cu fotografia. Cum așa? Păi, cumva aici m-a îndrumat tatăl meu, pentru că el a fost fotograf și...
jurnalist, mă rog, la România Pitorească ani de zile și era foarte pasionat de asta, îmi făcea și mie fotografii când eram mică, mi-a dăruit primul aparat foto și... Fotoclasic, bănescut de acela, deci trebuia să developezi filmele, fotografie pe hârtie. Da, nu le developam eu, mi le developa el, dar... am avut așa o relație cu imaginea în general și, în fine, apropo și de muzee, mă duceam foarte mult când eram mică, mă duceau ai mei să văd muzee, să văd fotografie. Era directorul Muzeului Literaturii Române. Da, dar partea asta cu cititul a venit mai târziu. Din proprie inițiativă, erau prea multe cărți în jurul meu, nu mai vreau să văd nimic. De asta am intrat 12. Cred că într-asemenea familie mulți ar crede că tu erai obligată să citești mai mult și la un moment dat a devenit reflex. Dar nu. Nu. Eu nu prea puteam să fiu obligată să fac nimic, din păcate. Păi, s-ar părea că până la urmă a fost decizia corectă. Da. În căpățânarea. Așa, și să vorbim, la telefon când te-am invitat, tu mi-ai spus că nu prea avem de ce spune momentul ăsta, tu ești într-o pauză, trebuia să spui acum unde ești de găsit. Joc la Brașov în principal, dar acum am oprit pentru câteva luni... Înțeles, colaborare. Înțeles, telespectatoare și-a dat seama de ce. Înțeles. Tu nu vrei să spunem, chiar dacă e obvious. Nu, că nu e secret, doar că mă știi că cu partea personală mai... Păi da, din moment ce este evident. Da, dar știi că eu nu știam că e și filmat. După aia mi-am dat seama. Da, mă rog, oricum aș fi venit la invitația. Am înțeles. Băi, și eu îți mulțumesc pentru efortul făcut. Așa, ești de găsit la Brașov în ce? În trei femei înalte, Eduard Olby ca text. Cel care a scris și Zoo Story. Da. E un text regizat de Sânziana Stoican. A fost o experiență foarte, foarte interesantă. Am scos spectacolul în 2012, deci l-am jucat până acum, recent, de atunci. Și împreună cu Virginia Ita Marcu și Gabriela Butuc suntem trei femei nu foarte înalte, dacă ne vezi dincolo de scenă. De fapt, da. Dar e un text puternic și suntem așa foarte bine închegate împreună. Așa și spunem te rog și pelicule când va fi de văzut Ada Codescu în ele. Deocamdată trebuie să iasă... În pregătire nu am așa, adică nu filmez nimic, după cum vă să dai seama. Am un scurtmetraj la care țin foarte mult, pe care l-am făcut anul acesta în Londra, în vară. Și care e de festival, bănuiesc. Da, dar la anul la care vine. E o producție total Anglia, nu are legătură cu România, regizoarea e iraniană și, mă rog, să vedem. Vinde-ne plotul măcar. Plotul e unul... Ești o româncă? Da, sunt româncă, tânără, cu un copil care vine... Ajuns că eșuată la Londra. Da, exact. Și cumva, mă rog, e așa pe... Plotul e social, așa, dar e un film foarte sensibil. Am văzut un first rough draft, așa. Așa, și când... Cum se cheamă? Bitter Sea. Bun, de la anul o să-l căutăm și noi, chiar și pe Măritați Torenți. Bine, o să încheiem, atenție, la 0758948948 recunoașteți melodia din care va recita Ada Condescu, iar eu, Ade, o să-i spun tradiționalul, naștere ușoară. Stand up poetry. Da, ăștia-s mai deștepți decât ceilalți. Din prima zi când te-am cunoscut, mi-ai spus că m-ai ales, fiindcă m-ai plăcut. A doua zi am început să văd cine ești. Aveai atâtea fițe în cap, nici nu puteai să pășești. Dar vreau să cred că tu mă vrei pe mine. Dar văd că tot ce faci ca să-ți fie bine. Și ți-am promis că o să te iau cu mine. O să te iau cu mine, dacă ar fi să plec. Acum te las, te părăsesc. Te-aș lua cu mine. Dar n-am bani de bilet. Mă făceai și o făceai zâmbind. Și a trecut mult timp până să mă prind. Te-am luat mereu cu mine, fiindcă te iubeam. Dar de fiecare dată, numai eu plângeam. Dar vreau să cred că tu mă vrei pe mine, dar văd că tot ce faci ca să-ți fie bine. Nu vreau să cred că mă folosești, nu vreau să cred că mă amăgești. Ți-am promis, te iau, dacă ar fi să plec, plec. Hai, vino cu mine, vino cu mine. Da, Ada Codescu! Da, s-a recunoscut și piesa. Mulțumesc. Îi mulțumim, Adei. Și eu vă mulțumesc. Și o să căutăm la anul pe marile sau micile ecrane, respectiv în teatre. Stand up poetry. Da, gata, au dat cu cultură pe la nas.
Obligatoriu, la greu. Radio Guerilla. Buenos días, aquí Radio Guerilla. Buenas tardes, aquí Radio Guerilla. Buenas noches, aquí Radio Guerilla. Empezando por Montenia, Moldova, Ardeal, Transilvania, Banat, Dobroia, escucha la Radio Guerilla. Eliberam Radio Guerilla.